Salut! De mult n-am mai făcut o lecție video, mai ales despre Adobe InDesign, așa că acum cred că a venit timpul să mai învățăm câte ceva nou. De data asta voi vorbi despre tabele, despre modul în care pot fi realizate tabelele în Adobe InDesign și despre modul în care pot fi realizate stiluri personalizate pentru tabelele pe care vreți să le faceți voi. Adică modul în care va arăta tabelul depinde de voi și depinde de ceea ce vreți voi să prezentați în lucrarea voastră. Deci eu voi deschide acum un document nou. Așa, de aici voi alege format A4. Nu contează de fapt dimensiunea paginii, contează ceea ce vrem să învățăm. Hai. Și în același timp cât se încarcă pagina, vă spun că tabelele în InDesign pot fi făcute în două moduri. Pot fi făcute fie prin copy-paste din orice editor text, cum ar fi Word sau Excel, la fel chiar și din Notepad, în cazul în care tabelul este editat corect, dar poate fi desenat sau creat direct în InDesign. Voi începe prin a demonstra modul în care lucrează copy-paste-ul din Word. Am aici un document Word pe care voi încerca să desenez un tabel. Să zicem 4x4. Așa. Ia mai departe. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. Deci acesta este tabelul pe care l-am eu în Word. El ar putea avea orice alte forme, culoare sau tot așa mai departe. Ceea ce avem noi nevoie este de fapt doar tabelul, pentru că mai departe customizarea va avea loc în InDesign. Așa, și fac copy-paste aici. Deci acesta este tabelul pe care l-am copiat eu din Word. În cazul în care vreau să generez un tabel din textul pe care îl am deja copiat, voi selecta între textul, voi accesa meniul Tables și voi transforma textul în tabel. Ceea ce mă întreabă pe mine caseta este următorul lucru. Separarea dintre coloane se face prin intermediul la C. Deci este tab, este virgulă și este paragraf. Adică la oricare Enter, asta ar însemna de fapt o altă coloană. Tab ar însemna că atunci când la tastatură am apăsat tab, atunci InDesign va interpreta tabul ca separator de coloane. Iar coma din engleză se traduce virgulă, deci la fiecare virgulă InDesign ar pune o separare de coloane. Așa, înapoi la tab. Row separator, adică deja separarea de rânduri. Același lucru, tab, virgulă sau paragraf. Paragraf asta ar însemna de rând nou, deci pentru fiecare rând nou inserat va apărea o nouă linie de tabel. Stilul tabelului, în cazul în care avem setate anumite stiluri, vom putea alege de aici stilul tabelului. Întrucât la moment nu avem nimic, lăsăm la Basic Table și apăsăm OK. Deci tabelul care mi-a apărut mie în față arată în așa fel. InDesign automat adaugă un rând gol de desubt pentru a șterge acest rând gol. Selectăm întreg rândul și apăsăm, dacă ține minte bine, Ctrl Backspace. Ctrl Backspace pentru a șterge un rând. Pentru a șterge o coloană era Shift Backspace. Așa, întoarcem înapoi coloana. Deci pentru a șterge un rând, Ctrl Backspace. Pentru a șterge o coloană întreagă, Shift Backspace. Acum, avem tabelul nostru. Eu vă voi strânge așa. Ce putem face noi aici? Deci atunci când am creat un tabel, el automat capătă linie de un punct în jur la fiecare celulă din tabel. De asemenea, textul este aliniat pe stânga, aliniat în partea de sus a fiecarei casete, textul este normal, rânduri 4, coloane 4. Dacă vrem să mai adăugăm coloane, putem face de aici, dar ne întreabă dacă vrem să ștergem, da. Același lucru și în partea de jos, dacă vrem să mai adăugăm rânduri. Dar suntem mai apoi întrebați dacă vom dori să ștergem rândul. Da. Deci se șterge anume din partea de jos, adică din exteriorul tabelului, exteriorul fiind
pentru coloane în partea dreaptă, pentru rânduri în partea de jos. Deci revin înapoi la tabelul meu. Ce mai am pe aici? Mai am încă... deci am grosimea linii. De asemenea pot să selectez care linie vreau să fie conturată și cu ce grosime, de exemplu, aș putea contura linia în cauză. Deci eu din panoul de sus mi-am ales doar liniile din interior să fie de 10 puncte. De asemenea aș putea să-mi aleg doar, deci anume pentru casetele selectate. Pot să-mi selectez doar, uite, aceste două grupuri de casete și să pun linia din interior să aibă 7 puncte sau, hai să spunem, 1 punct. Deci doar această linie care a fost selectată în interior va avea 7 puncte. Acum pot selecta liniile orizontale de pe aceeași linie și să pun din aceeași secțiune și să pun 5 puncte. Deci doar liniile orizontale din această secțiune vor avea 5 puncte. Sper că vorbesc destul de explicit. Revin înapoi la tabelul inițial. Așa. Deci fără de rândul acesta. Continuă cu ce am mai putea seta noi în tabelul nostru. Deci, în primul rând, putem seta culoarea de fundal pentru fiecare rând în parte. Deci, ne-am selectat rândul, am ales culoarea de fundal și automat această culoare este setată în interior. De asemenea, având selectat rândul, putem să ne alegem ca interiorul, adică deci liniile verticale, coloanele să fie separate prin culoare albă. Iată ce o să avem. Și, în general, putem face ca doar partea exterioară, fără de partea de jos, a selecției noastre, să aibă aceeași culoare roz, selectată anterior. Astfel, tabelul nostru capătă următorul aspect. Acum, dacă mai selectez o dată toate aceste 4 coloane și îmi selectez doar linia de jos, pot să fac ca linia să aibă culoarea hârtiei, deci să fie totuși o separare ceva, sau pot să fac ca linia să nu existe deloc. Deci iată cum ar putea arăta tabelul în cauză. Acum, să presupunem că vom avea multe tabele, dar vrem ca să nu trebuiască de fiecare dată să ne jucăm cu fiecare rând, cu fiecare pătrățel și tot așa mai departe. Pentru asta există stilurile de tabel, așa, și stilurile de celulă. Deci, stilurile de tabel se referă anume la exteriorul tabelului, iar stilurile de celulă se referă doar la sistemul de celule. Deci, v-am arătat mai întâi cum poate fi realizat un tabel prin copy-paste din Word, același lucru se întâmplă și din Excel. Acum, același tabel realizat în InDesign. Deci eu voi pune în așa fel coloana. Deci sus A, tab B, tab C, tab D. Și din rând nou. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, înapoi, 1, 2, 3, 4 și 1, 2, 3, 4. Deci acesta este scheletul viitorului meu tabel. Ca eu să am tabelul, voi selecta întreg corpul de litere și voi alege Table, Convert Text to Table. Deci pentru că eu am pus Tab între aceste coloane, am separat coloanele prin Tab, același lucru voi alege și de aici, Column Separator fiind Tab. La fel și Row Separator, adică eu pentru fiecare rând nou am apăsat Enter, respectiv pentru fiecare rând nou, se va crea câte un rând nou de celule. Și uite, mi-am refăcut tabelul. Acum, vom crea un stil de tabel. Eu voi lărgi un pic spațiu în cazul în care se va lărgi tabelul. Așa. Deci, voi crea un stil nou de tabel. Cum fac asta? Deci în fereastra Table Styles, apropo, asta se alege din Window, Types and Tables și este Table, deci asta va însemna întreg grupajul de tabele, după asta mai este încă și Styles, care va însemna Table Styles și Cell Styles, deci tot se alege din panoul Window, din meniul Window.
Deci voi alege meniul Table Styles și voi crea un stil nou de tabel. O voi numi pur și simplu 1. Ok. Așa, eu acum la tabelul meu voi aplica acest stil. Deci, având deja tabelul meu cu stilul aplicat 1, voi face dublu-click pe acest stil pentru a putea să demonstrez modul în care se schimbă fiecare setare pe care o efectuez. Deci, așa. Table setup. Atenție, la mine este pusă bifa preview pentru ca voi să vedeți mai bine ce se întâmplă în foaie. Table border. Deci, pot mări grosimea linii de exterior a tabelului, pot alege culoarea acesteia. Deci acesta este un stil care, în cazul în care îl voi atribui pe un anumit tabel, automat tabelul va avea anume aspectul pe care îl setez eu aici. Tint, adică cât de puternică să fie culoarea selectată, hai să spunem 20%. Tipul de linie, punctat, punem ceva culoare mai mult. Așa, gap color, adică distanța dintre fiecare două puncte pe care le vedeți aici în linia asta va fi colorată cu galben. Să presupunem, este doar o încercare. Și culoarea va fi mai slabă până la 25%. Așa, deci va fi un galben foarte slab. Table spacing, înainte de tabel și după tabel, câți milimetri să existe, deci dacă ar exista tabel și respectiv text până la tabel și text după tabel. Deci înainte de tabel câți milimetri să fie lăsați goi și după tabel câți milimetri să fie lăsați iarăși liberi. Tipul de linie, modul în care aceasta este desenată, best joints, row stroke in front, deci best joints, asta ar însemna modul în care la moment arată tabelul nostru. Eu vă fac un pic de zoom ca voi să vedeți asta. Așa, și înapoi la tabelul nostru. Deci, strokes in front. Deci ar însemna liniile de la rânduri să apară în fața linii de frontieră a tabelului. Column strokes. Deci doar liniile de la coloane apar în față, vedeți aici. Sau deja compatibilitate cu InDesign 2.0. Asta de fapt ar însemna best joints. Deci exact același lucru aproximativ. Hai departe. Hai, revenim la vizualizare. Row strokes. Putem alege în cazul în care avem nevoie de un anumit pattern, deci o anumită setare, ca să existe un alt mod de colorare a liniilor din tabel. Vom alege ca să fie colorat fiecare altă linie, după cum se traduce. Deci primele două linii, primele și mai departe, ne alegem care primele linii să fie colorate într-un anumit fel. Sau putem alege fiecare a doua linie pornind de la linia a doua sau pentru următoarele două linii. Deci se prelungește, adică acest stil, pattern alternativ, se prelungește pentru fiecare două linii sau pentru fiecare a doua linie, pentru primele două, până la următoarele două. În cazul în care facem ceva custom, automat se transformă în custom, pentru că de la primele două până pentru următoarele patru se va aplica exact setările în cauză. Adică, în cazul în care tabelul meu are 10 linii, iar eu voi alege ca de la primele două pentru următoarele patru linii să se repete, uite, anume aceste setări, deci am spus 10 linii, atunci, așa, iată ce se întâmplă, așa, iată ce se întâmplă, deci, pentru fiecare, începând de la primele două linii, este fiecare 4, 1, 2, 3, 4. Se repetă exact același pattern. Deci, grosimea liniilor 4 puncte, un tip așa,
alt tip, așa. De exemplu. Aproximație. Deci, acest lucru este setat automat, deci pentru fiecare două linii peste patru linii. Deci, se repetă. O dată în două linii peste patru. Atenție, la mine s-au colorat din urmă. Asta alte. Deci, primele două sunt în culoarea verde. Următoarele patru sunt în culoarea roz. Deci, acesta este modul de pattern alternativ. Același lucru putem face și pentru coloane. Deci pentru prima coloană, așa, deci prima coloană să fie de 4 puncte, iar a doua coloană să fie de 2 puncte. Și acest lucru se va repeta, prima, a doua, prima, a doua. Deci InDesign va număra automat pentru noi coloanele, astfel încât ele să arate exact așa cum dorim noi. De asemenea, putem selecta tipul de culoare, mă rog, intensitatea culorii. Putem lăsa de la fel colora și interiorul. Așa. Și interiorul rândurilor. Deci primele trei rânduri, după care următoarele două. Deci primele trei rânduri vor fi colorate în galben, următoarele două vor fi colorate în cian. Deci galben de 80% și cian de 100%. Putem trece cu vederea primul rând, pentru ca primul rând să devină ca un fel de headline, iar modificarea să aibă loc să înceapă de la următoarele rânduri. Deci același lucru se întâmplă, uitați-vă și aici. Sau să trecem cu vederea ultimele două rânduri. Deci acest lucru se întâmplă, deci vom trece cu vederea. Deci va fi aplicat, uite, acest pattern pentru toate rândurile în afară de primul și ultimele două. Deci cam în așa fel are loc editarea stilurilor de tabel. Deci la noi așa se numește tabelul 1. Asta ar însemna că în cazul în care eu din Word, hai să facem așa. Așa. Deci din Word voi copia, uite, acest tabel în InDesign. Și voi atribui acestui tabel că el să fie creat. Iată ce voi primi. Deci automat se va primi stilul întâi de tabel. Exact așa cum mi-am setat eu stilul înainte de asta. De asemenea, acest lucru poate fi făcut individual pentru fiecare celulă. Adică, există deja și stiluri de celulă separate. Deci eu aș putea selecta doar o singură celulă și aș putea select ca ea să devină, să aibă un aspect separat de celelalte. Cum putem face acest lucru? Deci eu voi aduce tot înapoi la Basic Table. Așa. Și voi alege Cell Styles. Așa, asta înapoi aici. Cell Styles, New Cell Style, se va numi 1 și voi apăsa OK. Deci voi alege acest tabel și voi aplica Cell Style 1. După care voi edita acest Cell Style pentru a vedea ce rezultate pot primi. Deci acest stil de celulă. Pentru text. Deci ce ar înseamnă insetul? Insetul se are în vedere că în interiorul fiecarei celule care noi o avem aici, deci la mine este aplicat exact același stil de celulă pe toate celulele din tabel. Deci în interiorul fiecărei celule este lăsat spațiu de 1 mm deasupra textului. 2, 3, 4, 5. Din partea de jos a textului voi lăsa 2 mm. Din stânga 4. Deja din dreapta pot lăsa măcar și, uitați, dacă am lăsat ceva mai mult, deja textul nu mai încarpe în celulă, de asta voi lăsa înapoi la 0. Așa. Alinierea. Alinierea pe verticală.
Linia de pe vertical, asta ar înseamna cum se aliniază literele în interiorul, cum se aliniază textul în interiorul tabelului. Align top, align center, align bottom sau justify vertically. Deci, ca să vă pot demonstra asta, voi trebui să fac următorul lucru. Deci, voi scrie ceva. Enter. Așa. Și voi transforma tot acest lucru. Stai un pic înapoi. Voi transforma tot acest text într-un singur tabel. Așa. Dar întreg tabelul. Așa. Basic table. Întreg tabelul îl voi lega într-o singură celulă. Și voi mări această celulă pentru a putea arăta modul în care au loc modificările. Deci voi trebui pentru început aceste celule stilul 1 și voi modifica aspectul acestei celule. Deci, din partea de sus, eu acum modific aspectul însăși a stilului, deci din partea de sus las 5 mm, aliniere o voi face la centru, deci automat se face la centru, în dependență de insetul din celulă. Deci automat se va face la centru, pentru că la centru, dar mai jos de centru, pentru că din partea de sus noi avem pus mai mult spațiu liber pentru text. La moment se află totul exact aliniat pe centrul celulei, pentru că din partea de sus și din partea de jos sunt lăsați 2 mm liberi. Poate fi aliniere verticală, deci justificat vertical, ceea ce ar înseamnă că primul rând va fi obligator a lipit de partea de sus a tabelului, iar ultimul rând a lipit de partea de jos. Rândurile din interiorul celulei, restul rândurilor din interiorul unei singure celule, vor fi distribuite echivalent, pe distanță echivalentă între rânduri. Deci voi alinea înapoi totul la partea de sus, în partea de sus a tabelului. First baseline, deci primul baseline, deci cum se aliniază tabelul pentru baseline-ul documentului. Deci este ceva setat automat din proprietățile InDesign, însăși baseline-ul. Unde preferences, guides, nu mai știu, uite, era undeva pe aici baseline-ul. Nu. Stai să găsesc. Iată, baseline grid. Deci baseline grid ar înseamnă că pornește la 12 mm de la începutul paginii și pentru fiecare 12 puncte se creează un nou baseline. Deci eu dacă aș pune ca fiecare baseline se creeze la 24 de puncte, automat la mine în celulă baseline-ul ar fi diferit. Pentru că tot depinde de însăși modul în care lucrează textul. Acest baseline, apropo, depinde și de, uitați-vă doar aici scrie chiar și leading. Deci depinde de înălțimea literei. Deci el va crea automat spațierea dintre două rânduri cu ajutorul înălțimii literei. Stroke and fill. Deci cell stroke automat eu pot seta ca linia care înconjoară celula să aibă o anumită grosime. Asta nu mai zic. Așa, două puncte. Să aibă o anumită culoare. Iar în cazul în care ea este de un anumit tip, culoarea din interiorul găurilor, uite, aceste albe, să fie de fapt verde. Înapoi la 0. Și de ce asta voi duce înapoi totul la solid, n-am nevoie de modificări. Așa. Tint, deja după cum am spus, intensitatea culorii. Așa.
Diagonal lines, deci linii diagonale, în cazul în care eu vreau ca la mine tabel celula să conțină linie diagonală. Deci este fie într-o direcție, fie în alta, fie în ambele direcții linie diagonală. Deci gândiți-vă că vreți să aveți un tabel unde la un moment dat în anumite celule să fie, de exemplu, prețurile noi pentru, hai să zicem, abonarea ziarului, iar în alte celule să fie prețurile vechi. Decât să luați de fiecare dată să desenați câte un X deasupra la prețurile vechi, cel mai simplu este să combinați tot într-un singur tabel și să puneți un X, deci două linii diagonale pe acea celulă. Așa, deci voi face grosimea acestor puncte. Așa, un punct și culoarea roșie. Ok, deci mi-am setat o anumită, așa, ca să fie mai interesant, voi seta și aici culoarea roșie, așa. Deci acum voi selecta, uite, acest tabel și voi atribui stil de tabel și voi atribui stil de tabel 1. Deci am acest tabel și voi am atribuit stil de tabel 1. Și vreau ca această celulă să aibă o anumită setare, această celulă să aibă o anumită setare și această celulă să aibă o anumită setare. Pot alege mai multe celule simultan, să le dau exact aceleași setări de care am nevoie. Deci aceasta ar însemna lucru cu tabelele. Deci simplu, mi-am stabilit un mod în care aș vrea să arăt tabelul, mi-am stabilit și modul în care vreau să arăt niște celule separat. Pot aplica acest lucru pe întreg tabelul. Ceea ce se va păstra va rămâne doar culoarea din interiorul celulilor care s-a păstrat din stilul tabelului, dar nu și din stilul celulei. Pentru că eu în interiorul stilului de celulă nu mi-am setat o culoare specifică, ci doar liniile diagonale și linia care înconjoară celula. Așa. Deci cam asta este ideea de bază din lucru cu tabelele din InDesign. Ceea ce mai merită să fie adăugat, în cazul în care eu am un tabel, deci am acest tabel, el a rămas la mine în memoria, în clipboard a rămas încă de când am făcut copy-paste din Word. Așa. Hai să duc înapoi totuși întreg tabelul la basic table și defaultul să fie iarăși pe basic table. Așa. Deci am acest tabel. Dacă vreau să combin două celule, este suficient să le selectez celulele și să aleg merge sales din click dreapta sau oricare alte celule. Merge sales. Așa. Același lucru, dacă eu aș selecta înapoi această celulă, aș pune Unmerge Sales. În așa caz el ar aduce aceste celule înapoi, dar ar aduce doar partea verticală, pentru că pe orizontală deja este o celulă. Deci el doar redistribuie coloanele în interiorul unei celule. Acum, având selectat iarăși același tabel, pot șterge doar rândul. Având selectat întreg tabelul, pot șterge tabelul prin click dreapta. Așa, încă o dată creăm un tabel nou. Așa. Tabelul mai poate fi manipulat și cu ajutorul meniului Table. Deci aici alegem câte rânduri și câte coloane să aibă un tabel. De asemenea, putem alege modul în care apare textul în tabel. Și voi lărgi un pic rândurile. Ceea ce vedeți cu roșu, asta înseamnă că acolo nu încape, de fapt, nu încap cifrele. Adică trebuie fiecare celulă pe rând. Fiecare rând trebuie de desfăcut separat, pentru că cifrele să fie vizibile. Deci am acest tabel, de asemenea mai pot să-i modific și, cum am spus, am modificat
modul în care apar literele. De asemenea, pot modifica inset-ul. Din partea de sus, cât spațiu să las, din partea de jos, din stânga și din dreapta, cât spațiu să rămână gol în tabel, care evident să nu poată trece textul. Așa. Deci, cam asta ar fi lucru de bază cu tabelele. Nu uitați, vă puteți selecta regiunea de care aveți nevoie și o puteți colora așa cum vreți voi. Și pentru fiecare celulă îi puteți atribui un anumit stil. Doar alegând celula și dând click pe stilul celulei. În cazul în care am table style, întreg tabelul va deveni exact pe același stil pe care l-am creat în acest panou. Să văd dacă mai este ceva de... Așa, deci mai poate fi stabilit, uite, este table convert rows to header. Deci automat acest rând va fi considerat a fi header-ul, sau altfel spus, capul tabelului. Respectiv, acest rând aș putea să-l transform în baza tabelului, adică partea finală a tabelului, iar interiorul table nu merge. Nu știu, trebuie să văd exact cum este tare în cauză. Așa, nu contează. Deci, de asemenea, mai puteți trece la un anumit rând, în cazul în care aveți o multitudine de rânduri și nu știți cum să ajungeți mai repede acolo, puteți trece la un anumit rând, de exemplu rândul 7. Automat este selectat la voi în tabel. Deci 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rândul se calculează, după cum ați văzut, deci table, go to row, doar din, exact, din corpul tabelului, deci din corpul tabelului voi alege rândul 5, înseamnă că el îmi alege al 5-lea rând din corpul tabelului. Nu uitați, acest rând a fost marcat ca capul tabelului. Respectiv, dacă aș avea mai multe rânduri în tabel, aș putea să le transform în capul tabelului. Observați un lucru, eu nu pot selecta. Nu pot selecta mai multe rânduri cu ajutorul mouse-ului decât îmi este dată regiunea în cauză. Deci la mine aceste patru rânduri aparțin capului tabelului. Respectiv, eu voi putea selecta doar aceste patru rânduri fără a naviga prin selecție, fără a naviga la celelalte rânduri care de fapt aparțin corpului tabelului. Și același lucru se întâmplă și invers. Nu voi putea selecta rândurile de mai sus dacă rândul acesta a fost marcat ca parte de jos a tabelului. Și cam asta e. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine și pe parcursul acestei lecții și sper să ne auzim în curând.